Montarea parchetului laminat are un nivel de dificultate 2. Pentru fiecare metru pătrat aveți nevoie de circa 25 de minute dacă lucrați singur. O persoană care să vă ajute simplifică lucrurile. Luați în calcul încă 48 de ore pentru aclimatizarea parchetului laminat în camera de montaj. Capitolele individuale. Trebuie pregătită suprafața. Apoi are loc montarea. De asemenea, vă prezentăm procedura în cazul pereților denivelați, al conductelor de încălzire sau al tocurilor de ușă. La final trebuie montate și plintele. Ca materiale aveți nevoie de suficiente plăci de parchet laminat. Cel mai bine este să planificați cu 5% mai mult decât este necesar, date fiind deșeurile de tăiere. Un substrat cu barieră de vapor integrată. Plinte pentru o finalizare curată. Șine și profile, de exemplu pentru zone de trecere. Suprafața trebuie să fie uscată și plană. Umiditatea reziduală nu trebuie să depășească valorile prestabilite pentru parchetul dumneavoastră laminat. Dacă suprafața dumneavoastră este atât de neuniformă încât denivelările depășesc 3 mm per metru liniar, trebuie să nivelați cu masă de șpaclu. Sub plăcile de parchet laminat trebuie montată mai întâi o folie barieră de vapori, însă aici folosim un substrat cu barieră de vapori integrată, de aceea puteți sări peste această etapă. Substratul asigură nivelarea zonelor neuniforme de până la 1,5 mm și reduce zgomotul de impact. Derulați substratul pe partea cu folie și tăiați-l pe lungimea încăperii. Aveți grijă ca partea cu folia barieră de vapor suprapusă să fie orientată spre încăpere și nu spre perete. Împingeți al doilea substrat sub folia suprapusă a primului strat și lipiți ambele straturi aliniate cu benzile adezive disponibile. Folosim o bandă de etanșare și distanțare pentru a etanșa folia barieră de vapor pe margini și pentru a menține cu ușurință rostul de dilatație. Banda de distanțare se lipește pe cei doi pereți de sprijin. Depinde de direcția de montaj a parchetului dumneavoastră laminat, care sunt acești doi pereți. În cazul parchetului nostru laminat, pornim din colțul din stânga, deoarece ambele federe trebuie să fie orientate spre perete. Astfel, banda de distanțare se aplică pe aceste două laturi ale peretelui. Banda simplă de etanșare se așează pe cei doi pereți rămași. Apăsați banda cu spuma de distanțare de pe partea peretelui în colț și apoi trageți încet folia de pe banda adezivă. În colțuri trebuie să tăiați cu foarfeca partea inferioară a benzii pentru a permite lipirea curată a acesteia. Parchetul dumneavoastră laminat trebuie să se aclimatizeze. Pentru aceasta, puneți pachetele închise la o distanță de cel puțin 50 de centimetri de perete în spațiul de montaj ulterior. Pentru dumneavoastră, acest lucru înseamnă o pauză de minimum 48 de ore. Aruncați o privire asupra plăcilor. Dacă federul de pe latura lungă este mai lat de 2 mm, trebuie să îl îndepărtați de pe primul rând cu ferestrăul pentru găuri. În caz contrar, mai târziu, plinta nu va fi suficientă pentru acoperire. Înainte de montare, verificați dacă la plăcile dumneavoastră ar rămâne în plus un rând foarte îngust la final. Dacă la final ar rămâne în plus o fâșie de 5 cm sau mai puțin, tăiați chiar primul rând puțin mai îngust. Acest lucru vă simplifică munca mai târziu. Trebuie să aveți întotdeauna minimum 3 pachete din care să luați alternativ. Astfel, imaginea de ansamblu finită pare mai echilibrată. Așezați prima placă direct pe banda de distanțare. Așezați oblic a doua placă pe latura scurtă și întoarceți placa în jos. De îndată ce ajungeți la capătul primului rând, va trebui să tăiați o placă. În acest scop, rotiți placa la 180 de grade pe lungime și așezați-o la perete.
Deoarece nu avem o bandă de distanțare pe această parte, trebuie să păstrați o distanță de 10 mm față de perete. Rândul următor începe din nou cu bucata rămasă. Asigurați-vă că între îmbinări există o distanță față de rândul anterior de cel puțin 1/3 din lungimea plăcii. Se numește decalarea rosturilor. Montați complet al doilea rând de plăci înainte de a-l îmbina cu primul. În acest scop, așezați plăcile conform descrierii anterioare pe latura scurtă și introduceți placa în jos. Acum împingeți întreg rândul al doilea spre primul rând, ridicați-l și fixați-l. Dacă pereții dumneavoastră nu sunt uniformi, așezați plăcile la perete și măsurați cea mai mare distanță față de perete. Transferați această distanță pe o șipcă de lemn. Efectuați apoi o gaură adecvată, introduceți creionul în aceasta și procedați așa de-a lungul peretelui. În cazul conductelor de încălzire sau al altor obstacole similare, împingeți placa cu partea frontală spre conducte și transferați punctele centrale pe partea decorativă a plăcii de parchet. Apoi poziționați placa în lateral și marcați și aici la ce înălțime se află conductele. Cu ajutorul echerului de tâmplărie, marcați locul în care se întâlnesc liniile. Aici trebuie respectată distanța de dilatație față de conductă, exact ca la pereți. Asta înseamnă că burghiul dumneavoastră are dimensiunile următoare. Diametrul conductei plus de 2 ori 10 mm rost de dilatație. Pentru ca țevile să poată trece prin plăci în podea, tăiați acum cel mai scurt drum prin lemn cu un ferăstrău cu dinți fini. Aplicați acest adeziv pentru parchet pe suprafețele tăiate. În cazul tocurilor din lemn, așezați o bucată de placă adecvată cu partea posterioară în sus pe toc și tăiați-o cu un ferăstrău cu dinți fini. Cu o daltă lată puteți tăia secțiunea inferioară. Ultima bucată de placă a rândului care atinge tocul este acum marcată în mod corespunzător, apoi tăiată și împinsă sub toc și astfel îmbinată cu penultima bucată de placă. În acest scop trebuie îndepărtată această proeminență, deoarece bucata de placă nu mai poate fi introdusă. Adițional, lipiți-o cu un adeziv de parchet. În cazul tocurilor de ușă metalice, nu tăiați tocul, ci parchetul laminat la forma necesară. Pentru a face acest lucru, așezați placa pe toc și transferați distanța necesară cu un adaos de dilatație. Pentru următorul pas, lipiți parchetul laminat pentru siguranță, apoi puteți închide rosturile de dilatație cu material de etanșare pentru laminat sau acril. În cazul încăperilor foarte mari, cu o lungime de peste 10 metri și o lățime de 8 metri, trebuie să montați rosturi suplimentare de dilatație în mijlocul încăperii. La ultimul rând, așezați două plăci una peste cealaltă pe penultima placă. Împingeți placa superioară la perete, țineți cont de rostul de dilatație și transferați dimensiunea necesară pentru bucata de placă. Așezați din nou ultimul rând terminat oblic pe muchie și apoi introduceți-l în jos. Pentru trecerea pe alte suprafețe există șine de trecere. Le puteți lipi pe plăci sau le puteți fixa pe podea cu diblurile atașate. În cazul încălzirii prin pardoseală, lipirea este obligatorie.
Acoperiți rosul de dilatație pe margine cu plinte de culoare corespunzătoare. Marcați mai întâi punctele de prindere ale clipsurilor și efectuați găuri potrivite cu mașina de găurit cu percuție. Pentru colțurile încăperilor și zonele de trecere invizibile, puteți utiliza piese fasonate adecvate. La tăierea plintelor aveți grijă să tăiați lățimea piesei fasonate pentru a se încadra. Alternativ, puteți tăia plintele pentru îmbinările de colț și apoi le puteți îmbina. Acum așezați rozete pe conductele de încălzire și pardoseala dumneavoastră este gata. Alte sfaturi și informații găsiți aici, în colecția de linkuri. Mai multe proiecte în curs de realizare. Abonați-vă acum la Hornbach, ca să nu ratați nimic. Așadar, pe data viitoare, la următorul proiect cu Academia Meșterului Hornbach.